La noapte, în sudul țării, cerul va fi noros și pe arii relativ extinse vor cădea precipitații mixte în primele ore, apoi sub formă de ninsoare. În restul teritoriului, cerul va fi variabil cu înnorări temporare în Carpații meridionali și orientali, unde local va mai ninge. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în zona montană, iar la altitudini mari va viscoli sau va spulbera zăpada. Temperaturile minime, mai scăzute decât în intervalul precedent, se vor încadra între minus 8 și 2 grade, mai mici în depresiuni spre minus 10 grade. În București, cerul va fi noros și temporar, vor cădea precipitații mixte în prima parte a intervalului, apoi sub formă de ninsoare. Vântul va sufla slab și moderat, temperatura minimă se va situa în jurul valorii de 0 grade. Mâine, valorile termice vor continua să scadă și vor determina o vreme mai rece decât în mod normal la această dată. În sudul țării, cerul va fi mai mult noros și va ninge în Oltenia, pe arii restrânse în Muntenia, dar posibil și în sudul Dobrogei. În restul teritoriului, cerul va fi variabil cu înnorări temporare seara, când izolat în nord va ninge slab. Vântul va avea intensificări în regiunile estice, sudestice și centrale, dar și la munte, unde mai ales în zona înaltă va sufla tare și va viscoli sau va spulbera zăpada. Temperaturile maxime se vor încadra între minus 2 și 5 grade, mai scăzute în depresiuni spre minus 12 grade. În capitală, vremea va continua să se răcească, devenind mai rece decât în mod normal la această dată. Cerul va fi mai mult noros, iar în primele ore ale intervalului trecător vor mai fi condiții de ninsoare. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 3 grade. La munte, valorile termice vor continua să scadă și vor caracteriza o vreme rece pentru această dată. Pe parcursul zilei, cerul va fi variabil cu unele înnorări în masivele sudice, unde doar cu totul izolat vor fi posibile fulguieli. Noaptea vor fi înnorări temporare și va ninge slab, local în Carpații orientali și izolat în restul zonei montane. Vântul va avea intensificări și mai ales în zona înaltă, va sufla tare și va viscoli sau va spulbera zăpada.